Salutare și bine te-am găsit la episodul cu numărul 7. Săptămâna trecută ți-am prezentat un traseu de drumeție la Roșia Montană, care a fost mai mult un eșec în prima parte, din cauza că am prins o vreme super deprimantă, cu multă ceață. Dar ne-am redresat pe final cu alte două trasee. Dacă nu ai văzut clipul, îți las aici o referință. De data aceasta ne aventurăm prin Cheile Vălișoarei, la 10 km de localitatea Râmetea, pe un circuit pe Bulină Roșie, pe versantul drept, și vremea pare să țină cu noi, având parte de mult soare și un traseu curat, lipsit de gheață. Acest traseu trece pe la peștera Puculea și străbate vârfurile Bogza Mare și Bogza Mică, de pe care avem o priveliște foarte frumoasă spre vârful Data, Templul Cavalerilor, depresiunea Trascăului și Valea Iudului. Traseul nostru începe vis-a-vis de Templul Cavalerilor, de unde o luăm spre nord pe drumul județean. Acest traseu se numește Circuitul Cheilor Vălișoarei, versantul drept. Pe unele site-uri este indicat că având o lungime de 4 km, dar de fapt are o lungime de aproximativ 9 km cu o diferență de nivel de 5-600 de metri, fiind aproape identic cu circuitul de pe versantul stâng. La scurt timp de la începerea traseului vedem și primul marcaj cu bulină roșie pe capul de pod, indicându-ne că traseul nostru se mută pe celălalt drum, care duce spre Templul Cavalerilor. De-a lungul traseului se găsesc 10 panouri informative și în prima parte drumeția noastră este mai mult o căutare a acestor panouri, deoarece marcajele cu vopsea sunt destul de șterse. Din intersecția cu drumul care duce spre Templul Cavalerilor, noi o luăm la dreapta, unde întâlnim cel de-al doilea marcaj de pe traseu. What? Brăzale. Da, după cum se aude și de pe filmare, traseul nu durează între 7 și 9 ore, în niciun caz, mai degrabă un sfert din timpul indicat pe panou. La scurt timp, drumul pietruit se termină și revenim înapoi pe drumul principal, de unde se vede și primul panou informativ. Probabil știți deja că pe traseu astfel de blocaje cu crengi ne indică faptul că am deviat de la traseu, dar în cazul de față cineva a aruncat acolo crengile fără niciun motiv. De aici traseul nostru continuă aproape vertical și marcajele sunt cât de cât vizibile pe pietre și pe stâlpul de curent. După o urcare de 200-300 de metri, întâlnim cel de-al doilea panou în apropiere de stâncă, unde avem informații despre câteva specii de plante din zonă și de aici se vede și o peșteră care nu este marcată pe traseu, dar nu se merită să deviați de la traseu pentru a urca până acolo, deoarece nu se poate intra. Am bătut noi drumul acesta pentru tine, așa că îți arăt cam ce se poate vedea de acolo. Panoul cu numărul 3 ni se arată împreună cu peștera Puculea, peștera cu cea mai largă intrare din Cheile Vălișoarei. Tot aici putem vedea și ce animale găzduiește peștera și putem confirma că porumbeii de stâncă sunt prezenți în peșteră. Și o să dați o sperietură bună dacă o să vă ia prin surprindere, deoarece scot niște sunete puțin diferite față de porumbeii pe care îi întâlnim în mod uzual. Noi am pățit-o. La scurt timp de la părăsirea peșterii, traseul nostru se mută prin pădure, unde marcajele sunt mult mai des amplasate și mai ușor de observat. După o urcare ceva mai lungă, întâlnim și panoul 4, care ne oferă câteva informații despre pădurea prin care trecem, denumită Pădurea la Bogzuț, și animalele care pot fi întâlnite aici.
cruce mare de metal ne indică faptul că am ajuns pe vârful Bogza Mare, denumit și vârful Bogza Vălișoarei, care are o înălțime de 827 de metri. Aici ar fi trebuit să găsim și panoul cu numărul 5, dar probabil că s-a desprins și a fost luat de vânt, fiind un panou amplasat cu mulți ani în urmă și dat fiind faptul că vântul atinge viteze destul de mari aici, fiind o zonă complet expusă. După o scurtă ascensiune, începem să coborâm spre pădure, porțiune pe care traseul nostru se intersectează cu un traseu pe bandă galbenă, care începe la Templul Cavalerilor, jos în vale, și se termină la platoul Bedeleu, în apropiere de Sălciua de Jos. După o coborâre pe o distanță de aproximativ 100 de metri prin pădure, începem din nou să urcăm ușor în drum spre vârful Bogza Mică. Momentan străbatem o porțiune pe care traseul nostru se intersectează cu un drum forestier fără înclinație, care ne duce până la vârful Bogza Mică. Ascensiunea noastră se încheie aici și din momentul acesta începe să coborâm spre locul din care am început traseul. Nu am reușit să găsim ultimele 3 panouri, dar de aici traseul este intuitiv și se poate coborâ fără marcaje. Dacă tot am terminat așa de repede traseul, am zis să mai zăbovim puțin prin zonă și să mai vizităm încă o locație mai aproape de localitatea Râmetia, și anume cetatea Trascăului, aflată în apropiere de satul Colțești, sat vecin cu Râmetia. Am mai fost pe aici în trecut, dar am abordat greșit terenul și era deja prea întuneric ca să mai facem o încercare de a ajunge în cetate. Inițial am urcat pe dealul din fața cetății, dar pe acolo nu se poate ajunge înăuntru, ci trebuie să mergeți pe partea stângă până în spatele acesteia, unde se află o intrare accesibilă.
Cetatea Trascăului a fost construită în jurul anilor 1300 ca și cetate locuibilă și de refugiu. Probabil v-ați dat seama de acest aspect după reliefful din jur, fiind un punct strategic defensiv foarte eficient. Cetatea a fost ridicată cu premeditare în urma invaziei tătare din anul 1241, când au fost produse pagube însemnate localităților din apropiere. În anul 1470, cetatea a fost confiscată de regele Matia Corvin și dată voievodului Transilvaniei. În 1510 a revenit nobililor de Trascău, iar în 1514 a fost devastată de țăranii conduși de Gheorghe Doja. În depărtare se poate vedea și piatra Secuiului, la bazele căreia se găsește satul Râmetea. O să postez în curând un episod cu un traseu și de acolo, materialul este deja filmat, mai trebuie doar pus cap la cap. Opunându-se anexării Transilvaniei de către casa de Habsburg, în cadrul revoltei curuților, familia nobililor de Trascău a fost eliminată de pe scena istoriei, odată cu cetatea lor, distrusă parțial în anul 1703 de către trupele imperiale austriece. Și cam atât pentru episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și un share să vadă și prietenii tăi. Dacă îți place genul acesta de conținut, aruncă o privire și peste celelalte episoade. Și nu uita să te abonezi la canal. Eu postez câte un episod nou săptămânal. Dacă ai ceva sugestii, lasă-le mai jos în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, numai bine!